Salutare, dragi prieteni! Suntem la rubrica O carte pentru tine. Astăzi o să vă propun o carte donată de Biblioteca Giulio Zanfirescu, Bibliotecei Ștefan cel Mare, și se numește Enciclopedia Africii. Africa este un continent uriaș, al treilea după Asia și America, cu o suprafață de 30.370.000 de kilometri pătrați. Este unul și unicul continent dispus simetric față de ecuator, dar și unul dintre cele mai calde continente, cu unele dintre cele mai mari zăcăminte minerale din lume și cu cel mai ridicat potențial hidroenergetic, 40% din totalul mondial. Are o vegetație și o faună bogată, dar inegal repartizată teritorial. Deține 1,5 din suprafața uscatului planetar, aproape o treime din țările lumii și cam tot atâtea din membrii Organizației Națiunilor Unite, 13% din populația mondială și cel mai mare ritm de creștere a populației. Suprafața Africii este aproape egală cu cea a Lunii și din punctul de vedere al exotismului și distanțelor în materie de obiceiuri, credințe, tradiții față de celelalte continente. Africa este pentru ele echivalentul unui corp ceresc straniu. Cu toate acestea, specia umană are drept loc de naștere acum 2-3 milioane de ani, unde australopitecii au devenit bipezi verticali și au început să-și creeze o nișă proprie cu primele artefacte. Ea a găzduit marea civilizație a Egiptului. Modernitatea europeană transformă Africa într-un rezervor de sclavi și de resurse. În secolul trecut, celor două state independente africane li se alătura alte 50 de state noi. În unele, orașele sunt metropole și au clădiri înalte, piețe largi, săli de conferințe internaționale. Unele au reușit să devină prospere. Toate sunt copiii luptei anticolonialiste sau împotriva dominației rasiste. Toate au politicieni înțelepți sau, ca pretutindeni de astfel, siniștri. Arestul omenirii a fost de două ori ingrat față de Africa, odată prin sclavie, care a durat secole, iar grozăviile le vezi în insula Coreea, în largul coastei sindaleze. Pată neștearsă pe umanitate, altădată când a înlocuit asistența coerentă cu o geopolitică meschină, care a căutat să domine prin atâțarea tribalismului și a pasiunilor locale. Africa, prin noblețea sa, prin ritmurile muzicii, a pătruns în toate culturile. Arta ei s-a reversat peste tot. Negritudinea a vrut să capete conceptul unei comunități. Și cu toate acestea, tabloul stării statelor e sfârșietor la începutul secolului 21. Mizeriile, analfabetismul, conflicte interminabile și democrația, că statele se pot îmbolnăvi de boli incurabile sau terminabile,
generația mișcărilor de eliberare, oamenii școliți din Occident au vrut să introducă doctrinele politice prevalente, de la liberalism până la socialism. Corupția care a măcinat aceste regimuri și cursele întinse de războiul rece au făcut ca aceste state să cadă pradă dictaturilor militare, sub care corupția s-a amplificat și într-o fază de supremă sinucidere să intre în perioada războaielor civile, care au desființat practic orice autoritate și instituție statală. Câteva cazuri triste ilustrează această patologie a statelor în descompunere. În pofida acestor crize, nimic nu e pierdut pentru populațiile africane care își mențin vitalitatea. O femeie din Zanzibar spunea la Congresul Culturii Păcii de la Madrid: e greu să eradicăm războiul, dar nu a fost ușor nici să scăpăm de apartheid. Am luptat 5 decenii. Stingerea și prevenirea conflictelor identitare sub care se ascund frustrările, suferințele și neputința constituie teama cea mai actuală a Africii, obligată să pășească în era cooperării și unirii eforturilor. Este ceea ce și-au propus statele ei la 9 iulie 2002 la Durban, la ceremonia de fundare a Uniunii Africane, organizație menită să continue pe un plan superior activitatea de pionierat a Organizației Unității Africane, înființate în 1963 la Addis Abeba. Dacă vă doriți să cunoașteți mai multe lucruri despre statele Africii, începând cu Africa de Sud, Algeria, Angola, până la statele Uganda, Zambia, Zimbabwe, despre teritoriile dependente și cu un statut special, despre statisticile generale, economice, dar și despre lista șefilor de stat și de guvern din țările Africii, le puteți afla din această minunată enciclopedie cu titlul Enciclopedia Africii. Lectură frumoasă vă dorim! Această enciclopedie o găsiți pe rafturile Bibliotecii Ștefan cel Mare. Vă așteptăm cu drag!